studiu dumneavoastră introductiv la autobiografia lui Darwin că la mai mult de un secol și jumătate de la prima ei prezentare, teoria lui Darwin rămâne puțin înțeleasă în cercurile mai largi ale oamenilor instruiți. Aș vrea să detaliați puțin în ce constă această neînțelegere, cum se manifestă. Da, pe un, mai degrabă aș recapitula unele lucruri care le-am spus. Una dintre ele este chestiunea asta, că omul derivă din maimuță, o înțelegere inadecvată a acestor lucruri, în general și foarte răspândită de atunci, de la apariția originii speciilor până astăzi. Și în cartea asta sunt reproduse niște caricaturi. Erau multe caricaturi în ziarele și publicațiile vremei în care Darwin era prezentat în frac cu hoax cilindr, așa, dar cu o coadă de maimuță, așa. Și cât de răspândite sunt ideile astea rezultă din faptul că nu puțini oameni care luau legătură cu teoria lui Darwin înțelegeau lucrurile în sensul unei asemenea descendențe și ziceau, păi e greu să fi dispărut coada într-o perioadă așa scurtă de timp de la maimuța asta până la el. Așa. Cealaltă idee este asta, că evoluția este direcționată. În realitate, Darwin consideră că întâmplarea are un rol foarte mare pentru că organismele se pot adapta foarte bine și prin simplificare. De pildă, parazitismul este un exemplu în sensul ăsta. Sau, să zicem, în apele adânci, în mări și așa mai departe, există niște organisme care trăiesc acolo, n-au dușmani, sunt foarte bine adaptate pentru mediul ăla și atât timp cât mediul nu se schimbă, pot să, fără schimbări, să dănuiască perioade foarte lungi, sute și sute de milioane de ani. Perioade foarte lungi de timp. Adică ideea asta nu este ceva de felul că ar exista un fel de impuls intern spre dezvoltare, știți? Ci uneori ambianța, prin ambianță înțelegând condițiile naturale și toate celelalte elemente ale mediului vegetal și animal. Dușmanii, inclusiv aia pe care eventual sunt condiții de hrană și așa mai departe, pot avantaja odată o evoluție prin complicare și prin dezvoltarea unei funcții superioare, inclusiv a inteligenței la manifere, altor, din potrivă, prin simplificare. Și totul este întâmplător, cum vă spuneam. Pentru că dacă lucrurile ar fi evoluat altfel, specia asta n-ar fi dispărut. Am citit o carte mai recent a unui naturalist care studia tocmai chestiunea asta, că este aproape o minune că acest hominis din diferite epoci, de la australopiteci, Homus erectus, omul de Neandertal și așa mai departe, au supraviețuit. Pentru că au fost multe perioade în care condițiile au fost foarte potrivnice și puteau să dispară. Deci nu este ceva predeterminat și prescris să apară ființe înzestrate cu inteligență superioare. De fapt, însăși Darwin, care examina toate obiecțiile împotriva teoriei lui, a zis următorul lucru. Nu putem să ne explicăm bine de ce la multe ființe dezvoltarea asta a facultăților mentale este atât de redusă, dat fiind că în multe cazuri creșterea inteligenței e un avantaj adaptativ. Și atunci a trebuit să observăm în foarte multe, cum să zice, ramuri ale dezvoltării, că e arborele astea vieții extrem de ramificat. Acum, ce vreau să vă spun? Nu rezultă că toate faptele cunoscute astăzi despre
trecutul vieții pe pământ. Există 3 miliarde și ceva de ani de când există viață pe pământ. Ființele vii care trăiesc astăzi reprezintă un procent nesemnificativ din totalitatea ființelor care au trăit pe această planetă în trecut. Nu rezultă câtuși de puțin că tot ce știm despre această istorie a vieții poate fi explicat foarte bine prin teoria lui Darwin. Dar încă nu s-au pus în evidență fapte indiscutabile care sunt în principiu refractare. Teoria lui Darwin ce este, de fapt? Cea mai bună explicație. Este o teorie de alt tip decât teoriile științifice standard de fizică și chimie. Aia sunt bazate pe legi. Asta nu e bazată pe legi. Asta este inferența spre cea mai bună explicație. Ce înseamnă? Care este cea mai bună explicație a unor lucruri pe care le știm? Nu? Și atunci cea mai bună explicație este prin introducerea unor concepte, cum ar fi variabilitate, luptă pentru suprapopulație, luptă pentru existență, selecție și așa mai departe. Drumul cercetării este mai departe deschis. Dar influența lui Darwin asupra dezvoltării științelor biologice a fost covârșitoare. Există un biolog evoluționist care a avut o viață foarte lungă și care a fost în a doua jumătate a secolului 20 cel mai important cercetător a evoluției vieții. Este un american de origine germană, cărui nume este Ernst Mayr. Acest Mayr a trăit 101 ani. S-a născut în 1904 și a publicat în 2004, deci la 100 de ani, o carte, ultima lui carte, intitulată Ce face biologia unică? În care a făcut un bilanț a întregii lui activități, a tuturor argumentelor în favoarea teoriei lui Darwin și a scris așa, că în afară de Biblie, nicio carte n-a exercitat o asemenea influență asupra modului cum gândesc oamenii, cât a exercitat evoluția speciilor. Iar un paleontolog cunoscut din secolul 20, Simpson, George Simpson, ăsta a spus așa, că după Darwin toate răspunsurile pe care le-au dat filozofii, teologii și alți gânditori de-a lungul secolelor la întrebarea ce este omul, toate aceste răspunsuri trebuie să fie reexaminate și revizuite. Asta arată în ce constă însemnătatea acestei cărți și a acestei personalități, un om de altfel excepțional de modest. Dar asta nu înseamnă că asta este un cadru imuabil pentru dezvoltarea tuturor ideilor noastre și cu privire la istoria vieții pe pământ, care trebuie neapărat să se armonizeze cu toate descoperirile care se mai pot face în această privință. Pentru că, o să ziceți, păi istoria vieții e trecutul, dar cercetarea istoriei vieții este viitor. În sensul că, pe măsură ce avem instrumente tot mai sofisticate și se investește tot mai mult în cercetarea asta, se descoperă tot mai multe vestige ale trecutului. Și atunci ideile darwiniene sunt supuse tot timpul unor teste. Și teste care pot fi tot mai severe. E foarte posibil ca unele dintre principiile darwiniene trebuie să fie îmbogățite cu principii noi, iar altele revizuite. Dar oricum s-ar desfășura lucrurile, Darwin rămâne un moment de cotitură în această istorie a evoluției, cercetării asupra istoriei vieții pe Pământ. Teoria evoluției este astăzi foarte puțin prezentă în manualele școlare românești. Practic, evoluționismul lipsește în ciclu primar și în cel liceal. Se studiază vag în clasa, la sfârșitul clasei a 8-a. În același timp,
orele de religie sunt destul de accentuate în programa școlară. Nu e o debalansare, un dezechilibru. Da. Mai întâi vreau să fac o precizare preliminară. Eu nu cred așa cum se crede în general. Par să creadă de multe ori politicienii, oameni cu răspundere în administrația învățământului și unii oameni ai bisericii, că între religie și știința evoluției ar exista o incompatibilitate. Depinde de înțelegerea religiei. Admit că poate exista o incompatibilitate dacă se consideră că un element central în înțelegerea, în credința religioasă, îl constituie ceea ce am numit cosmologia religioasă. Adică punctul de vedere după care lumea a fost creată la un moment dat de către o ființă atotputernică și bineintenționată și așa mai departe, pentru că evident ceea ce știm astăzi despre istoria vieții nu se armonizează cu asemenea reprezentări asupra universului. Dar în privința asta lucrurile pot să stea foarte diferit. Unii pot să fie atașați inclusiv biserici și autorități religioase în mod dogmatic acestei credințe religioase. Alte mari instituții religioase pot să își schimbe poziția, pentru că eu vreau să vă dau un exemplu. Referindu-se la ceea ce se spune în Biblie despre creația Universului și a vieții și așa mai departe, Papa Ioan Paul a zis că asta e modul cum oamenii din vremea aia și-au închipuit că stau lucrurile. Deci n-a considerat că asta este cuvântul lui Dumnezeu. Și a considerat că astea sunt reprezentările oamenilor. Asta schimbă cu totul lucrurile. După părerea mea, centrul religiei nu e cosmologia și creaționismul. Religia nu este ceva impersonal și nu este o învățătură teoretică, ceva care poate să intre în concurență cu cercetarea naturii. Religia ne spune cum trebuie să trăim și ea nu este o cunoaștere impersonală, este ceva la persoana întâia. Și este a ține de lumea trăirilor, sentimentelor oamenilor și așa mai departe. De modul cum se raportează pe baza propriilor experiențe la existență. Bineînțeles o să spuneți, dar nu e așa în totalitatea cazurilor. E pur și simplu vorba de o tradiție. Dar dacă această tradiție nu are niciun răsfrângere interioară în lumea trăirilor, convingerilor, emoțiilor, în comportarea morală și așa mai departe a oamenilor, atunci dați-mi voie să vă spun că nici asta nu este religie, ci este doar o adaptare la o formă tradițională de viață, un cadru pentru viață în care, bineînțeles, există botez, există cununie, există mormântare, există momente festive în viața omului și așa mai departe. Deci, în primul rând, nu se poate pune... Știința este foarte diversificată, dar ea are o anumită identitate, adică este cunoaștere testabilă. În știință lucrurile stau următorul lucru, nu așa cum crede lumea, că se argumentează în favoarea unui adevăr științific. Un adevăr științific este ceva controlabil. Cu alte cuvinte, dacă dumneavoastră ziceți, oamenii de știință afirmă cu tare și cu tare, dar eu nu cred. În știință există această identitate, dar în ceea ce privește religia, există o mare varietate de percepere ale religiei. Eu cred că religia, în multe înțelesuri
pe care le-au dat oamenii nobili și instruiți, care au fost religioși, este desprinsă, detașată de asemenea învățături cu caracter cosmologic care se găsesc în scrierile religioase tradiționale. Acum ajungem însă la întrebarea dumneavoastră, propriu-zisă, că asta ne interesează. Vedeți, după părerea mea, școala trebuie să dea copiilor o înțelegere adecvată a tuturor aspectelor culturii umane. Și religia este un aspect fundamental din privința asta. Învățământul religios în școală ar trebui să fie orientat în direcția asta și, după părerea mea, ar fi bine dacă ar fi neutru din punct de vedere confesional. Nu? Așa. Pe de altă parte, învățământul științific trebuie să fie clar distins de religie. Este foarte clar că este vorba de o confuzie. Poate de intenționată, dar probabil intenționată, atunci când Ministerul Învățământului aprobă, după știința mea, manuale creaționiste. Asta nu înseamnă că sunt recomandate de Ministerul Învățământului. Înseamnă că pot fi folosite în școală și un profesor sau altul le poate recomanda elevilor. Eu mi-aduc aminte că domnul Cernea, care a fost studentul nostru, acum câțiva ani de zile, odată când l-am întâlnit la facultate, mi-a arătat un manual de felul ăsta. Era acum vreo 10 ani. Nu sunt exact la curent cu lucrurile astea, dar cred că există. Pe de altă parte, ceea ce spuneți dumneavoastră în legătură cu faptul că există încercarea de a reduce cât mai mult predarea biologiei evoluționiste în școală, este o greșeală bazată pe această logică de gândire că biologia evoluționistă intră în contact cu religia, în orice înțelegere a ei și așa mai departe. Dacă lucrurile ar sta așa, atunci, bineînțeles că ar trebui să spunem, știința este cunoaștere obiectivă și pentru că noi vrem să dăm o educație rațională oamenilor, asta se bazează pe cunoaștere obiectivă. Și atunci va trebui, dacă știința intră în contract cu, în conflict cu religia, bineînțeles, în școală va trebui să privilegiem știința. Eu nu cred că lucrurile stau neapărat în sensul ăsta, dacă este vorbă de o înțelegere mai evoluată și mai nuanțată a ceea ce este mesajul religiilor. În condițiile astea, însă, în orice caz, că lucrurile astea ar putea să intre în învățământul religios, dar nu la ora de biologie. Asta este, după părerea mea, absolut inacceptabil și ar trebui să se pună capăt repede chestiunile astea. Pentru că asta nu e știință. Și vreau să vă spun că a fost în Statele Unite un incident celebru pe linia asta, când într-o școală, dintr-un orășel de provincie, prin 2005, Consiliul Școlii a zis, pornind de la viziunea asta liberală, trebuie să dăm elevilor acces la puncte de vedere alternative, nu să indoctrinăm, adică pornind de la consideranții de felul ăsta, a zis, păi ar fi în competiție în ceea ce privește istoria vieții pe pământ două viziuni. Viziunea științei evoluției și viziunea așa numitului intelligent design, adică a proiectului inteligent, așa se numește o viziune, o variantă a creaționismului, care este susținută în Statele Unite cu foarte multă vehemență și insistență de grupări neoprotestante, care beneficiază de fonduri importante și sunt foarte active. Așa.
Și după hotărârea asta a Consiliului Școlii, o serie de părinți, un grup de părinți a dat în judecată Consiliul Școlii și atunci a fost un proces. Procesul ăsta a tras atenția, s-a bucurat de foarte mare publicitate. Judecătorul era considerat un om conservator și mulți se gândeau că ar putea să dea dreptate creaționiștilor. Era un om cu convingeri republicane, membru al Partidului Republican, unul care mergea regulat la biserică, așa mai departe. Dar judecătorul a rezolvat lucrurile foarte simplu, a dat o decizie în fața multor televiziuni și a multor reporteri în una din zile dinaintea Crăciunului 2005, în acest orășel care se numește Dover, ca și cel din Anglia, vis-a-vis de Calais. Așa. Și a zis următorul lucru, judecătorul. Acest proiect inteligent este religie. Nu este știință, pentru că nu satisface condițiile astea ale controlului intersubiectiv, nu? Ale posibilității de a reface demersul și de a ajunge la aceeași concluzie, nu? Unii pot să fie convinși într-un fel, alții pot să fie... Dar nu există argumente constrângătoare, probe constrângătoare nu există pentru asta. În știință există probe constrângătoare. Dacă este religie, foarte bine, nu poate fi predată în școală, pentru că în școală, în Statele Unite, e interzisă predarea religiei. Deci, așa stau lucrurile dacă gândim clar și consecvent. E păcat că nu o facem dacă credem că la orele de biologie poate fi predat inteligent design, adică creaționist, care nu are nicio legătură cu știința. Dar biologia e o știință. Mie mi-au spus lucrurile astea și unii profesori de biologie și una din traducătoarele autobiografiei este tot profesoară de biologie și am avut o discuție odată la o librărie Humanitas prin 2013 sau 2014 când am fost invitat într-un lună februarie când e Darwin, de obicei să spun ceva despre Darwin și eu am spus profesorii de biologie ar trebui să-și apere cauza. Este foarte regretabil că ei nu-și apără știința lor pentru că aia nu e știință, adică nu? Ei ar trebui să spună, probabil că există o societate de a profesorilor de biologie, dacă nu există, ar trebui să aibă ei o reprezentanță, dincolo de Ministerul Învățământului și așa mai departe, care să ia poziție în chestiunile astea. Astea sunt lucruri elementare care ar trebui să fie făcute și dacă situația, așa cum spuneți dumneavoastră, eu nu știu, persistă în forma asta, cred că ar fi cazul să se schimbe. Vă mulțumesc foarte mult!